Assalamualaikum Mesam. Bine ați venit. Nu ne-am văzut. Lasă-mă să-mi pun ochelarii și să invit pe frumoasa Nicoleta Nucă, ca să o vedem din toate unghiurile. Stai un pic să vedem. În Turcia, oameni buni, tocmai aici a fost de curând și s-a întâmplat această operație. Ia un loc, Nicoleta, și povestește. Mulțumesc. Ensar, ce facem? Ensar a venit. Eu cu baclava. Nu că sunt pe semințe, am trecut pe semințe. Am trecut de o săptămână, de săptămâna viitoare pe semințe. Deci mai mănâncă acum baclava. Nicoleta, bine ai venit. Deci ai fost în Turcia. Mulțumesc. Pentru că ai vrut să-ți faci o operație estetică, nu? Da, mai mult operație medicinală, de fapt. Adică? Aveam o problemă cu respirația, și anume hipertrofia mucoasei nazale. Deja de... Foloseam picături de nas, mai simplu. Picături de nas de mai mult de 12 ani. Deci a fost oarecum medical cu estetic în bine. Da, și dacă... Tot eram într-o clinică estetică, am zis că de ce să nu fac și acea mică modificare estetică pe care aș fi făcut-o oricum la un moment dat. Dar vreau să când ai făcut operația? Pe 3 ianuarie. 3 ianuarie, adică au trecut două săptămâni. Mamă, și în două săptămâni te-ai vindecat sau e foarte mult machiaj? Ajută deci, și mic vână, numai e și un pic de machiaj într-adevăr, dar sunt norocoasă, sincer, mă consider că sunt norocoasă. M-am refăcut foarte repede și fii sinceră, te-a durut? Da, normal, adică sunt durere. Exact, e o operație invazivă până la urmă. Deci un pic de durere am avut. Eu sunt și super sensibilă la dureri. Deci ca ea nu am văzut așa de sensibil. Adică domnul Ensar, dumneavoastră bine ați venit la noi. O să vedem și imagini cu cei doi din Turcia. Prietenul nostru, domnul Ensar, îl mai țineți minte aici la emisiune. La un moment dat a fost și cu doamna Hara invitarea. Deci nu o să mai vin cu doamna Hara niciodată. De ce, domnul Ensar? M-a dorit capul, așa face. Așa a făcut ping-pong, nu? Hai să vedem și imagini din Turcia și povestește. Deci Nicoleta a fost practic la aceeași clinică unde a fost și Andrei Tonciu, nu? Exact. Așa? Și înainte de clinică ai dus-o un pic și la bazar. Vedem aici imagini. Ca și... de obicei, am arătat frumusețe Turcia. Mie chiar îmi place în Turcia, serios. Și eu am fost de mai multe ori. Și mie mi-a plăcut place mult. Țara aia foarte mult. Chiar mă bucur. Păcat că nu mai e prea liniște în ultima perioadă. Așa arată televiziunile. Nu e liniște, dar să știți că chiar liniște. Da? S-au liniștit lucrurile? Pot să confirm și eu, chiar mult. Pentru că n-am simțit din nicio parte de tensiune cumva. Adică am vizitat orașul. Ai prins o perioadă calmă. Da, m-am simțit foarte bine. Lumea este super super ospitalieră. Da, super, sunt foarte faini. Da, deci m-am simțit foarte bine chiar. Deci aici ai fost în bazar? Ceva cumpărături, eu da. Turchem și un leghe și un melahem și pac, perfect. Da, exact, perfect. Un pic de cumpărături, da, normal. Foarte frumos. Deci Nicoleta înainte să meargă să-și refacă năsucul, a fost la bazar. Cât a ținut operația? Operație dânsa a fost aproape 3 ore jumate. Dânsa a stat în operație 3 ore jumate? Exact. Și dânsa n-a simțit nimic? După ce a ieșit de la operație, asta am zis și la Nicoleta, că ea a fost cel mai sensibil pacient al nostru până acum. Normal că e sensibil, adică pe eu ce frumos sunt... cântă, e un suflet sensibil, normal să fie așa. Adică numele meu mă descrie la perfecțiune. Sunt o nucă tare pe din afară, dar în interior sunt un miez moale, respectiv, așa și aici a fost. Sunt sensibile în interior, de fapt. Am înțeles, foarte frumos. Foarte bine, Nicoleta... Eu mă bucur că ești bine. O să mulțumesc. Ne și cânti astăzi, nu? Da. Cu dragoste acum mai stai? Nu pot să nu te întreb. Aici e o întrebare clasică la emisiune, standard. Am observat. Aici am cu dragoste stau bine, sunt o femeie împlinită. Am iubesc oamenii din jurul meu, iubesc oamenii. Și tu ai fost la yoga. Da, sunt o persoană și spirituală, într-adevăr. Foarte bine, da, cu dragoste, adică vorba Andrei, erai cu întreabă mămăruță direct dacă vrei să afli ceva. Nu, eu nu direct, eu zic lateral să mă întreb așa, mai pe ocolite. Dacă se poate. Nu știu ce să zic. Există sau nu există? Nu vorbesc despre asta. Uite, chiar sunt genul care nu vorbește despre viața personală. Nene, ceva e. Dacă e? Deschide, dar tu de unde știi că e? A fost la aeroport, a condus-o? Nu mă bag. Nu știi cum e când negi? De fapt, poate fi și invers, răspunsul pozitiv. Eu n-am negat, eu nici n-am confirmat, dar nici n-am infirmat. Deci, da, există. Nu zic nimic. Mă, Nicoleta, zici că întreb despre declarația de avere când vin aici la emisiune. Bună ziua, aveți afaceri cu statul? Păi stai că nu zic nimic, nu vorbesc. Te întreb, ai iubit, ești și tu fată tânără, frumoasă, da. Uite, o să-ți spun... În premieră, iarăși, șoc, notați. Nicoleta nu care a recunoscut la măruță că... Că nu vorbesc despre viața personală.
Hai să mai luăm o baclava. Pentru că mi-am propus chestia asta. Dar de ce îți pierzi fanii dacă le nu, spui că ai iubit? Nu, Doamne ferește, n-are nicio legătură. Consider că viața personală trebuie să fie... Deși despre operația la nasul tău operat, nu e despre păi viața profesională. Păi asta este schimbarea pe care vrei, nu vrei, o să o observe. Acum m-am enervat și acum mănânc jumate din tava aia de baclava. Asta e o schimbare pe care vrei, nu vrei, să o să observe oamenii. Pe când așa, viața personală poate să rămână astfel. Nicoleta aici spune. Prefer și prefer să fie astfel. De ce? Da. Îmi place să mă simt protejată atunci când merg acasă, să fie un refugiu pentru mine casa și respectiv persoanele pe care le am în viața mea. Nu contează că este un iubit sau nu, vreau să știu că este refugiul meu. Viața mea personală este refugiul meu. Când erai cu Liviu Vârciu, nu mai refugiu nu era, că v-am văzut eu în ziare. Da, păi ziarele... Ziarele sunt... v-au surprins. Da, da. Ea este Nicoleta Nucă, o cântăreață foarte interesantă și foarte talentată. Asta este Mulțumesc. Tot ce contează, la urma urmei. Imediat ne cântă după pauză de publicitate, live aici la emisiune, pentru absolut toată lumea. Noi mâncăm o baclava de la prietenul Ensar și revenim după publicitate. Pregătim de primăvară. Exact.